Ora 17, ne-am întors în direct la Politica Zilei, începe a treia oră, sunt Ioana Constantin și vă mulțumesc mult că ați rămas aici pe B1 TV. E o zi plină de tensiuni în coaliția PSD-PNL, din nou au negociat și nu s-au înțeles pe data alegerilor prezidențiale. E o nouă rundă de negocieri vineri, până atunci PSD-ul somează PNL-ul, miniștrii PNL-ului, să dea ordonanța de urgență, în speță pe domnul Predoiu. N-a spus nimeni ce se întâmplă dacă nu dă ordonanța de urgență. PSD-ul insistă cu alegerile în septembrie, măcar și un singur tur de scrutin, iar PNL-ul vrea să le mute așa cum erau ele tradițional, sau măcar cu un tur prin octombrie sau două tururi în noiembrie. Sunt multe, deja 3-4 variante pe masă, însă aflăm că PSD-ul ar fi de acord și cu alegeri în decembrie, dar este singura variantă pe care ar accepta-o. Mai e sau nu mai e pe masă scenariul unui candidat comun? Analizăm imediat și discutăm ora aceasta și despre un nou scenariu legat de un război aici foarte aproape de noi, și un război al Rusiei cu NATO. Dunărea ar deveni canal NATO în acest caz. Și mai târziu în emisiune vorbim și despre droguri, pentru că a crescut cu aproape 50% numărul șoferilor drogați. O să discutăm imediat cu expertul Cătălin Țone, pentru că e o nouă lege care a trecut de Parlament și care spune că dacă în apartamentul pe care îl închiriezi chiriașii tăi se droghează, e posibil să ajungi să faci pușcărie. Începem! Invitatul meu și al dumneavoastră de la acest început de oră, Bogdan Chiriac, analist politic, jurnalist de CNews. Mulțumesc mult, domnule Chiriac, sunteți aici. Eu vă mulțumesc pentru invitație, doamna Ioana Constantin. Pe ce se ceartă oamenii aceștia, domnule Chiriac, în mod exact? Care e calculul electoral? Pentru că astăzi l-am auzit pe Rareș Bogdan spunând, după negocieri, a picat înțelegerea din martie, nu mai suntem în acel context. Pe de altă parte, Romașcanul de la PSD a venit și a spus că până vineri, PNL-ul, prim-ministrii săi, trebuie să se hotărască pe una din cele două variante legate de septembrie. Pe surse însă circulă mai multe variante de lucru. PNL-ul ar putea să împingă și mai mult data alegerilor la final de noiembrie, iar PSD-ul e de acord doar cu două scenarii, septembrie sau decembrie. Doamnă, totul vine de la președintele Klaus Iohannis. După ce a pierdut cursa pentru Secretariatul General al NATO, că de asta se mutaseră alegerile din decembrie în septembrie, domnia sa nu mai vrea alegeri în luna septembrie. Și PNL-ul se pliază încălcându-și cuvântul dat. A fost o înțelegere de care am aflat toți. Deci nu erau numai dânsii implicați, am aflat cu toții. 15-29 septembrie, respectiv 8 decembrie parlamentar. Totul se pliază pe ceea ce s-a stabilit. Mai departe, mutarea alegerilor în decembrie nu e în interesul nimănui. Atât PSD cât și PNL au luat un rezultat bun la ultimile alegeri, comasate în mod aberant, comasate pentru a salva PNL-ul, care era în pierdere de viteză. Și amândoi liderii aveau șanse mari să intre în turul 2. După cum știm cu toții, de la domniile lor, fiindcă în discuție este stabilitatea, înțelegerea era ca în turul 2, unul oricare pe care îl vrea poporul român să alege președinte, celălalt rămâne premier. Ceea ce înseamnă că, așa ni se spunea, coaliția rămâne la guvernare și după alegerile parlamentare din 2024. Totul se aruncă în aer din ambiția și orgoliu și aroganța unui singur om, președintele nostru. Despre asta este vorba. De altfel, numai domnia sa poate rezolva situația, să știți. Ceea ce mă doare, cum să spun, că pe unii din purtătorii de mesaje ai PNL, eu îi apreciez în mod deosebit. Vin cu aberații, efectiv. Că în septembrie nu, că se împiedică anul școlar. Păi anul școlar, mai bine face alegeri pe 15 septembrie, când nu a început școala, nu? Pe 17 septembrie cel târziu poate să înceapă școala, decât în noiembrie, în decembrie, în plin an școlar. E, plajă din astea, dar pe de altă parte nu au fost niciodată așa alegerile mutate după bunul plac al unor actori politici, domnule Chiriac, niciodată. Cu toate astea, PSD-ul a acceptat la acel moment. Acum de ce nu mai vrea să le mute înapoi? Fiindcă, pe de-o parte, s-a angajat premierul Ciolacu, a spus cu subiect și predicat, ca și domnul Ciucă, 15-29. Pe de altă parte, e majorarea de pensii pentru 3 milioane jumate de pensionari care vor beneficia de majorarea pensiilor în septembrie, să pierde efectul până în decembrie. În toamnă pot fi greve, pot fi inflație mare, va fi cu siguranță.
problemele economice vor fi determinante și atunci, sigur, șansele unui candidat PSD, ca și a unui candidat PNL, erau mai mari în septembrie decât în decembrie, când lumea ar putea să voteze antisistem, vă treziți cu, nu știu, dacă ar fi Mircea Joana, ar fi foarte bine, dar vă treziți cu Elena Lasconi președinte. Nu că dânsa n-ar fi competență. Nu mă simt bine nici cu domnul Joana, să știți, dar mă rog. Doamnă, așa. Ce să spunem, vă dați seama, de la 9500 de voturi la Câmpul Lung, dânsa o doamnă absolut respectabilă, fără doar și poate, de la Câmpul Lung ușel să conduci Brus România, e un salt mare pentru oricine. Deci, ne lăsați că mai întâi vrea să conducă USR-ul, să o vedem și pe asta. Să o vedem, deocamdată sunt acuzații de fraudă la ei, după cum ați văzut. Cum, le-a organizat-o domnul Greblă? Și aici nu vă pot contrazice, de nefericire. Nu domnul Greblă-i de vină, ci legislația aberantă. Evident, să-ți oamenii dormiți 40 de ore. Da, domnule Chiriac, ora trecută era aici domnul Alfred Bulai și zicea că nu e scos de pe masă scenariul unui candidat comun. Credeți că mai poate exista un astfel de scenariu? Plus, domn. De la bun început n-a fost vorba despre așa ceva. S-au fost așa. Da, PSD-ul a zis sigur că da, vreți să-l susțineți pe Ciolacu liber ca la... Asta și azi au zis, da? Da. Păi și în partea cealaltă a spus, dacă voi vreți să-l susțineți pe Ciucă, vă dăm voi PSD-i. Deci hai să fim serioși. Nu, fiecare partid mare va avea candidat la președinție, ceea ce e și normal. Iertați-mă, e normal să fie așa. Bun, dar o ultimă chestiune. Ar putea PSD-ul să cedeze totuși și să fie mutate așa cum erau ele noiembrie, decembrie? Cu ce? Adică cu ce să se pună pe masă? Ce să se negocieze? Ce să dea PNL-ul? Numai dacă președintele Iohannis se impune în fața liderilor PSD și în special a lui Marcel Ciolacu. Acum nu știu cu ce se poate impune, cu ce poate amenința. Pentru ca PSD-ul să cedeze, atenție, în joc fiind vorba despre credibilitatea primului ministru al României, pe care și-a dobândit-o în an de politică, da? A câștigat toate alegerile după 2019 încoace și s-a angajat, a spus că alegerile sunt 15-29, la fel cum s-a angajat cu pensiile. Pensiile se majorează de la 1 septembrie și multe alte lucruri. E un angajament al premierului, de ce îl calci în picioare? Fiindcă avem nevoie de politicieni la vârf foarte credibili pentru perioada următoare. Da, așteptăm să vedem vineri. Poate totuși ne dau o dată, fiindcă până pe 2 iulie ar trebui să se dea această ordonanță. Mulțumesc mult, Bogdan Chiriac, că a fost alături de noi. Continuăm cu discuția, pentru că au venit mai multe variante de lucru din partea PSD și PNL după aceste negocieri. Ni se alătură jurnalista Alina Manolache, jurnalist Europa Liberă. Mulțumesc mult, Alina, mă bucur să te revăd. Bună ziua, Ioana, bună ziua și telespectatorilor noștri și eu mă bucur foarte mult pentru invitație, mulțumesc. Alina, îți propun întâi să ascultăm așa foarte pe scurt câteva din declarațiile de astăzi. Rareș Bogdan și domnul Romașcanu de la PSD, PSD-PNL s-au întrecut în declarații, mai ultimative cele de la PSD, însă haide să-l ascultăm pe Romașcanu. În cursul acestei săptămâni, domnul Predoiu, care în acest moment ca ministru de interne are două hotărâri de guvern pe masă, cea cu 15 septembrie și cea cu 29 septembrie ca date ale primelor tururi, să decidă, fiind un ministru PNL, să decidă împreună cu Partidul Național Liberal care din aceste două date le sunt convenabile, noi făcând această concesie către Partidul Național Liberal, fiind în măsură să acceptăm chiar și data de 29 septembrie, dacă domnul Predoiu va iniția o hotărâre de guvern în acest sens. Mai au la dispoziție până la sfârșitul acestei săptămâni, ca în ședința de guvern să ia o decizie ori 15 ori 29. Sigur că a existat o discuție, numai că această discuție din luna martie a avut două componente care au fost omise în a fi prezentate în spațiu public. Și aceste componente sunt următoarele. Lista comună la europarlamentare ar fi trebuit să depășească 50%, ea a avut doar 48% și, de asemenea, în contextul din luna martie, vorbeam de listă comună pentru alegerile parlamentare și, de asemenea, de candidat comun, respectiv tandem, președinte-premier. Cele două partide care s-au reunit la Poiana Brașov și la Sâmbăta de Sus, în urmă cu 10 zile, au luat decizia ca partidele să meargă cu candidat propriu la alegerile prezidențiale. Deci, practic, înțelegerea avută în luna martie a căzut, fiecare dintre partide dorind să susțină propriul candidat la alegeri.
E, și după ce s-au întâlnit și nu s-au înțeles, evident, pentru vineri, PNL-ul se pregătea să meargă cu varianta 24 noiembrie primul tur, 8 decembrie al doilea tur. Acum PSD-ul spune că exclus acest scenariu și este exclusă și comasarea unuia dintre tururi cu alegerile parlamentare. Singura variantă pe care o acceptă PSD-ul este cea legată de 3 săptămâni de alegeri în decembrie, 1 decembrie turul 1, 8 decembrie parlamentare și apoi pe data de 15 decembrie turul al doilea. Altfel, singura variantă pentru ei fezabilă este septembrie, Alina. Totuși, care e calculul electoral la mijloc? E greu de crezut că socialdemocrații au făcut calculul acesta care se tot discută în ultima perioadă și anume în vacanța, în vară, iulie-august, electoratul PNL este plecat, electoratul nostru stă mai degrabă în țară, dacă cel mult, să zicem așa, dă o fugă până la mare, marea noastră, e mult mai atent și mult mai disciplinat, sunt mult mai soldăței cei care votează PSD și vor fi mult mai atenți și la campanie și vor veni să voteze. Acestea sunt argumentele puse pe masă acum. Și mai mult decât atât, în septembrie ar trebui să se mărească pensiile și atunci PSD-ul ar putea să fie avantajat. Mai degrabă, s-ar fi putut gândi cei de la PSD că liberalii ar fi dezavantajați pentru că e clar că în iulie și august și chiar septembrie electoratul PNL este mai degrabă plecat în vacanțe și deloc cu gândul la alegeri și la precampanii și campanii electorale. Cu siguranță nu acesta a fost însă singurul calcul pe care și l-au făcut cei de la PSD, ar fi prea puțin. Pentru că și cu un scor maximal și cu un electorat dus la urne, să spunem așa, disciplinat în întregime al PSD, cei de la PSD știu foarte clar din alegerile trecute că nu au mari șanse să obțină 50% plus 1 din voturi. Probabil că la pachet cu alegerile în septembrie, cei de la PSD sperau că îl vor convinge pe Nicolae Ciucă după ce au făcut hatărul de la locale și europarlamentare de a avea alegeri comasate și liste comune, ca Nicolae Ciucă să-l sprijine și să determine Partidul Național Liberal, să determine pe liderii PNL, să-l sprijine pe Marcel Ciolacu. De ce facem aceste calcule? Din 2000, de când a fost Ion Iliescu ales, într-o conjunctură excepțională cu un contracandidat în persoana lui Corneliu Vadim Tudor, niciun candidat de la PSD nu a reușit pe forțele proprii, doar cu electoratul social-democrat, să mai câștige Cotroceniul. În contextul actual, Marcel Ciolacu poate să fie conștient că va avea soarta lui Mircea Joană, Viorica Dăncilă, Victor Ponta. I-a văzut și are destule exemple în spate ca să știe că dacă va candida doar cu PSD în spate, fără nicio altă susținere, sunt șanse să piardă. Și cu Joană în cursă. Și cu Mircea Joană în cursă, care evident că va lua o mare parte din electoratul PSD. Eu totuși nu cred că va ajunge în turul 2, adică eu nu cred că românii votează cu înfrânții și cu tot istoricul pe care îl are Mircea Joană, dar pe de altă parte se fragmentează votul PSD-ului. Și atunci te-aș întreba, mergând pe ce spui tu, există posibilitatea totuși ca Ciolacu în final să nici nu candideze el de la PSD? Păi el nu ar vrea să candideze. Uh-huh. Acum nu putem să băgăm mâna în foc, evident, Ioana, facem foarte mult. E un joc de șah în momentul de față, dar mie asta îmi spune flerul de reporter că Marcel Ciolacu ar fi foarte liniștit să rămână cu status quo-ul din acest moment, adică șef de partid și premier. Pentru că aceste două calități ale sale sunt la sigur, merge la sigur cu ele, pe când cu o candidatură la prezidențiale pierde tot. De ce? Dacă va pierde această cursă, cel mult ar putea salva dacă va putea să renegocieze o funcție de premier. L-ar putea salva, dar altfel ar pierde și șefia partidului și funcția de premier și n-ar mai avea nimic. Deci de ce ar intra în această cursă? Ce îl încurcă pe Marcel Ciolacu este partidul, pentru că PSD nu va accepta să nu aibă candidat. Da, Marcel Ciolacu susținut de liberali ar fi varianta ideală, dar altfel partidul îl va împinge să candideze și îi vor spune toți, ți-ai asumat șefia partidului, asta este tradiția la noi. Știm că dacă vei pierde, probabil că vei fi decapitat cum este tradiția la noi, dar asta este, ți-ai asumat. De aceea este jocul atât de complicat și e jocul complicat și de figurile care vor intra în această bătălie, cum spuneai și tu. Mircea Joană poate nu are șanse să câștige
deși mulți îl dau câștigător, Ioana, dar are într-adevăr, vor fi amintite din trecut foarte multe lucruri legate de Mircea Joană pe care va trebui să le explice. Vizita la Sorin Ovidiu Vântu, vizita la Moscova, legăturile cu Vanghelie, sunt o mulțime. Cu Marian Vanghelie, cadoul, ceasurile făcute cadou de Marian Vanghelie, exact, vor fi amintite. Dar are și avantajul unei aliuri din asta europene, internaționale, ca și secretar general adjunct al NATO. Dar și dacă nu va câștiga, va rupe mult din voturile Partidului Social Democrat. Elena Lasconi, eu nu cred că este un candidat de neglijat. Absolut deloc, pentru că în general la alegerile prezidențiale electoratul de dreapta merge masiv la vot față de alte alegeri. Deci orice candidat am avea de pe dreapta ar avea șanse mai mari în fața lui Marcel Ciolacu decât Marcel Ciolacu. Și mai este încă un lucru pe care vreau să-l spun ca să nu monopolizez. Marcel Ciolacu ar avea o șansă sigură într-un singur scenariu, acela în care intră în cursă în turul 2, cum spera acum un an, dar nu mai e valabil, cu unul dintre liderii partidelor populiste, George Simion sau Diana Șoșoacă. Păi, el așa pregătise drumul, dar nu știu dacă mai e posibil acum. Păi, în general, în politică nu este. Drumul nu e cum ți-l pregătești așa din timp. În general, pe ultima 100 de metri se fac toate calculele. De exemplu, în acest moment și Mircea Joană încă nu și-a anunțat candidatura, pentru că stă să vadă când vor fi alegerile. Toată lumea la prezidențiale intră pe ultima 100 de metri ca să nu aibă timp adversarul de scenarii. Deci, dacă Marcel Ciolacu ar intra cu George Simion, că Diana Șoșoacă nu cred să aibă șanse după scorul de la europarlamentare, atunci ar merge la sigur. Dar nu se va întâmpla asta. Va intra în turul 2, poate cu Mircea Joană, ori cu Nicolae Ciucă, ori cu Elena Lasconi. Și ultimele trei rânduri de alegeri prezidențiale ne-au demonstrat că, indiferent cine e candidatul de dreapta care intră în turul 2, câștigă. Și este un risc major pentru... O ultimă întrebare, Amalina. Există posibilitatea să vedem până la urmă un candidat comun în continuare, tocmai pentru a se salva amândoi și candidatul să fie totuși altul, așa, neoficial? Adică să avem... un cârstoiu. Să avem un cârstoiu, mă gândesc. Și nu știu, poate până la urmă vor merge cu Joană. Păi, pentru asta voiam să spun. Pentru PSD, scenariul acesta, dacă ar accepta Mircea Joană, dar am văzut că nu prea i-a plăcut acest scenariu, pentru PSD ar fi un scenariu mai bun cel în care l-ar susține pe Mircea Joană și ar fi premier Marcel Ciolacu. Asta ne însemnând că Mircea Joană, să zicem așa, va fi apropiat de PSD după, deci Partidul Social Democrat ar risca. Altfel, să avem un tandem Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, premier, președinte, nu cred că este posibil, pentru că fiecare dintre cele două partide are acest orgoliu de a avea candidatul său la prezidențiale. Liberalii spun, noi am avut candidat, am avut președinte timp de 10 ani, de ce noi să dăm înapoi? Pentru că, în general, candidatul de dreapta e votat în turul 2 și avem șanse, chiar cu Nicolae Ciucă, deși abia acum începe să fie promovat ca atare și s-a reproșat lipsa de carismă, în timp ce socialdemocrații, indiferent de câte ori au pierdut, așa, nu au acceptat niciodată să nu aibă... Deci tandemul Ciolacu-Ciucă, nu știu dacă este posibil, dar o combinație în care PSD să-l susțină pe Mircea Joană ca să obțină apoi guvernul, nu știu ce garanții ar trebui să primească pentru asta, ar putea fi. Da, în orice caz, rămân la ce ai spus tu, pe Ciolacul încurcă partidul, cred că și pe Ciucă, deci cred că pe amândoi ei doi s-ar înțelege foarte bine dacă n-ar fi oamenii ăștia din partid cu tot felul de solicitări și orgolii. Mulțumesc mult, Alina Manolache, o puteți citi în Europa Liberă, a fost alături de noi. Schimbăm registru, ne uităm puțin pe plan extern, pentru că vine o declarație, sigur, deloc surprinzătoare, dar importantă în context a unui fost comandant militar al NATO, care spune Dunărea va fi cheia transportului militar NATO în România în cazul unui război al Federației Ruse cu NATO. Ni se alătură Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Mulțumesc mult, Tudor! Bun găsit, Ioana, mulțumesc, mă bucur să fiu la Politica Zilei. Mulțumesc mult, deci Dunărea, un canal al NATO, cheia transportului militar în cazul unui război al Federației Ruse. Trecem de la povestea cu Marea Neagră la Dunăre. Da, trecem de la Marea Neagră la Dunăre. Bine, acum dacă vorbim de regiunea Mării Negre, trebuie obligatoriu să includem și Dunărea. Ceea ce declara Ben Hodges se referă la o ipoteză a unui posibil conflict de mare intensitate în Europa.
problema mare în cazul în care s-ar ajunge la un astfel de scenariu e mobilitatea militară. Asta mă refer la modul în care poate să fie transferată într-un timp foarte scurt tehnică militară grea, inclusiv din nordul flancului estic, nu mai vorbesc din vestul Europei, către zona sudică, către România. Și aici cred că Dunărea ar putea să joace un rol esențial. Și cred că aceasta este scenariul la care face referire. Acum vom avea un summit NATO care nu va fi deloc unul de aniversar în care să celebrăm cei 75 de ani ai Alianței Nord-Atlantice și probabil vom conștiți o realitate a războiului în Europa și acolo cu siguranță vor fi cimentate cele trei planuri regionale de apărare și unul ne vizează pe noi direct, mă refer la sudul Europei, care vizează direct România și acolo cu siguranță va fi analizată și chestiunea Dunării, care e importantă și din punct de vedere economic, pentru că acum joacă un rol economic crucial pentru Ucraina, chiar dacă după ieșirea Federației Ruse din acordul de la Istanbul privind cerealele s-au făcut culoare și pe zona Mării Negre, dar Dunărea joacă un rol maritim crucial în continuare pentru economia Ucrainei, dar și din perspectivă militară, dacă situația va rămâne așa sau va escalada, pentru că atâta timp cât Rusia controlează Crimea, e extrem de greu pentru toate statele riverane în contextul actual al arhitecturii frontului ucrainean. Dar vom avea o strategie la Marea Neagră, ceea ce e foarte important de menționat american, în Congresul American, strategie care sunt sigur că va viza și Dunărea. Pentru că, repet, atâta timp cât vorbim de Marea Neagră, e obligatoriu să includem și Dunărea în această ecuație. De asta cred că e importantă și din perspectivă economică și militară. Acum foarte important economic, dar la fel militară și pe viitor. Da, economic noi încă cred că nu am ajuns la potențialul la care puteam și cu tot ce înseamnă Dunăre, port și așa mai departe. Pe de altă parte, citeam în urmă cu foarte puține momente o declarație a ministrului de externe al Turciei care spunea că după vizitele în China și Rusia crede că nu avem scăpare să nu ajungem la un război mondial și se referea în mod concret la Federația Rusă și NATO. În contextul ăsta, nu știu noi cât de pregătiți suntem pentru rolul pe care îl avem aici, că îl vrem, că nu îl vrem, îl avem din cauza acestei poziționări geografice. Bun, aici și eu sunt de acord cu tine, fac o paranteză că România este foarte, foarte departe de a exploata la potențialul economic maxim și Marea Neagră și Dunărea, dar e o chestiune de discuție politică și putem să vorbim o oră întreagă despre această problemă. Din perspectiva militară, amenințării unui război de mare intensitate între NATO și Federația Rusă, care probabil ar însemna și un prim pas către un conflict mondial, există îngrijorări, există temeri și în ultimul timp ele sunt publicate cu voce tare de tot mai mulți oficiali, inclusiv ministrul al apărării al Germaniei a precizat că până în 2029 armata Germaniei trebuie să fie pregătită. Acum se iau în calcul cele mai negre scenarii. În momentul actual, riscul de izbunire a unui conflict între Federația Rusă și NATO este mai redus în contextul în care Ucraina încă rezistă. Din perspectiva mea, în momentul în care ar trebui să ne îngrijorăm cu adevărat, e în momentul în care Federația Rusă va ajunge la gurile Dunării, dacă va reuși să facă acest lucru, sperăm că nu va face, pentru că e unul dintre obiective și mă refer la ruperea Ucrainei de Marea Neagră și ocuparea Odesei, ajungerea la gurile Dunării, la juncțiunea cu Transnistria și atunci de acolo lucrurile pot escalada periculos de mult. Practic ne-am trezit cu Federația Rusă efectiv în coasta României, la doar câțiva zeci de kilometri de baza de la Cogălniceanu, care unde e o investiție uriașă și unde se află aproximativ peste 4.000 de militari americani. Deci acolo ar fi un punct roșu, da? O linie roșie, pardon. Dar atâta timp cât Ucraina rezistă pe front, cred că Federația Rusă nu are capacitatea de a intra într-o conflagrație mondială cu Alianța Nord-Atlantică și în mod cert fără acordul alianților. Asta, clar, fără, da. Și până la urmă, NATO e o alianță defensivă și asta e... Este cu siguranță. Dar ceea ce e interesant, că putem ajunge 20 de secunde dacă te rog. Putem ajunge într-o situație
inedită și o premieră să avem un prim război proxy între Statele Unite și China, pentru că Federația Rusă devine tot mai dependentă de China. Mă refer la războiul din Ucraina, care deja a depășit de mult granițele Ucrainei. Te rog să detaliezi un pic, pentru că mai e puțin până la publicitate, dar câteva, un minut putem. Această chestiune cu China, Federația Rusă și acest război proxy despre care vorbești. Mă refer la faptul că cu atâta timp sau cu cât războiul se prelungește și devine un război de uzură, Federația Rusă își caută aliați, am văzut că se uită către Coreea de Nord, către Iran și către China. China astăzi ajută Federația Rusă, chiar dacă sub o formă mascată și nu atât de mult cât ar avea capacitatea, dar o face, o ajută. Inclusiv din punct de vedere tehnologic, e acea tehnologie și mascată pe care China o livrează către Rusia prin diferite aparate, nu știu, comerciale de uscatnic și așa mai departe. Dar China în continuare alimentează mașinăria de război și pe cu cât timpul trece, Europa și Statele Unite vor coagula în continuare sprijinul pentru Ucraina, putem avea un sprijin mai mare al Chinei. Și atunci ne vom trezi într-o situație în care China și Statele Unite vor avea un conflict, un prim conflict prin proxy, China prin Federația Rusă și Statele Unite prin sprijinirea Ucrainei la granița României. Mulțumesc foarte mult! Tudor Curtifan, redactor șef Defense România, a fost alături de noi. Scurtă pauză, ne întoarcem, vorbim despre droguri, dar și despre această lege controversată. Dacă ești proprietar și ai chiria și chiria și consumă droguri, 1-5 ani de închisoare, dacă tolerezi consumul de droguri în locuință și a crescut cu aproape 50% numărul șoferilor drogați, date numai din weekendul ăsta cu mini-vacanța de Rusalii. Ne întoarcem! O lege controversată care a intrat de altfel și în vigoare pentru că a fost promulgată spune că dacă ești proprietar și chiriașii tăi se droghează în apartament, se poate traduce prin faptul că tolerezi consumul de droguri și dacă știi de chestiunea asta, poți să ajungi la închisoare. 1-5 ani. Discutăm despre acest subiect, dar și despre un raport al Inspecției Judiciare cu privire la consumul de droguri și la ce se întâmplă cu dosarele legate de consumul de droguri cu expertul antidrog Cătălin Țone. Bună ziua, mulțumesc mult, domnule Țone! Bună ziua, mulțumesc, bine v-am regăsit. Mulțumesc că sunteți din nou aici, e important să vorbim, să înțeleagă și oamenii ce se întâmplă. Ce e cu legea asta? Spune clar în ea că e vorba de a tolera consumul de droguri, dar poți să știi ce face chiriașul tău, mai ales că se aplică și pentru apartamentele închiriate în regim hotelier. Mă bucur foarte mult că ați deschis această discuție, pentru că sunt foarte multe neînțelegeri. Este un proiect de lege la care am lucrat personal. Enunțul legal este următorul. Punerea la dispoziție cu știință a unei locuințe sau unui spațiu amenajat ori tolerare. Deci sunt două modalități de săvârșire a infracțiunii. Punerea la dispoziție cu știință sau tolerare. Ce înseamnă cu știință? Practic, tu să știi că în acea locuință se droghează cineva, tu să știi că în acel spațiu amenajat se droghează cineva și să nu iei măsuri. Și mai mult decât atât, tot acolo s-a introdus acum prin noua lege și clădirile care sunt în construcție sau dezafectate, cu referință special către UAT-uri, către primăriile care lasă într-un stau de degradare aceste clădiri și intră acolo diferite persoane cu un mod de viață parazitar și consumă droguri. Dar cum probăm că știm, domnule Țone, cum probăm că știm? Nu este problema noastră să probăm, nu este problema proprietarului să probeze că știe, este problema organului de urmărire penală. Dacă, de exemplu, un proprietar închiriază un apartament unor tineri și nu revine sau nu a prevăzut în contract să facă verificări lunare sau trimestriale și nu știe exact care e situația acolo, nu poate fi tras la răspundere. Dar dacă, de exemplu, un proprietar știe, are o vilă undeva la marginea Bucureștiului, cum se practică, și știe că acolo se fac fel de petreceri, a fost semnalizat de către vecin, s-a sunat la 1-2 în trecut și persoana respectivă are la cunoștință că acolo se consumă droguri, sau primarul care este înștiințat de către poliție, de către autorități, de către cetățeni, că într-o clădire dezafectată, aflată în administrație sau în proprietatea acestei entități, se consumă droguri și există un mod de viață parazitar, primarul poate fi tras la răspundere. Iar în condițiile în care se declanșează mecanismul tolerării, adică practic știi și nu faci nimic. Vreau să vă spun că nu este o noutate în legislația din România. Încă din anul 2000 există o prevedere, articolul 5, în legea drogurilor clasice, pentru că prevederea asta nouă este în legea substituirii de droguri sau a enobotanicelor. Există această prevedere pentru droguri clasice deja, e articolul 5. Acolo e pedeapsă 2-7 ani,
la enobotanice, bun, pedeapsa e important de subliniat asta, că trebuie să știi, să pui cu bună știință la dispoziție. Bun, domnule Țone, a apărut un raport al Inspecției Judiciare care ne arată că numai 6,6% din cazurile legate de droguri, dosarele legate de droguri, se și finalizează cu niște decizii ale instanței și în sensul de pușcărie. E o cifră foarte mică. Hai să arătăm și noi graficele, Sabin, și județele unde sunt cele mai multe dosare. Da, este un raport care pentru mine creează multe semne de întrebare. De fapt, scoate în evidență un adevăr, și anume acela al faptului că nu există o modalitate unitară de sesizare, adică de constatare a infracțiunilor în stradă, în special cele de conducere sub influența drogurilor, pentru că vorbim de mai multe infracțiuni, de asta e cea mai importantă. Vorbim că nu este o practică unitară în legătură cu soluțiile pe care parchetele le dau, adică procurorii le dau. Și uitați-vă pe acest grafic, pe graficul din trecut, uitați-vă la Constanța în cele 41 de luni analizate, adică de la 1 ianuarie 2020 până la 1 iunie 2023, uitați-vă la Constanța, care decât 107 infracțiuni constatate în 3 ani și jumătate față de, să zicem, Timișoara, care are 800. Și vorbim despre Constanța, care a avut 3 sezoane estivale în această perioadă. Asta se întâmpla până la 2 mai. Deci vedeți că intransigența și interesul acolo a fost unul scăzut. O altă problemă este cea a practicii neunitare din punct de vedere al soluțiilor date de instanță. Și aici avem această cifră care, în opinia mea, este zbuciumantă. Nu este posibil ca acești drogați, acești criminali, 6,6% doar să ajungă la închisoare și restul să beneficieze de clemența magistraților. O să mai vorbim despre asta, din păcate trebuie să mergem în publicitate. Mulțumesc mult, Cătălin Țone. Da, o să mai vorbim despre procentul ăsta foarte mic. Pauză de publicitate, ne întoarcem. Coaliția se întrunește din nou vineri după ce negocierile au eșuat astăzi. PSD și PNL n-au stabilit nici astăzi data alegerilor. Vineri însă urmează să aflăm, pentru că PSD a somat guvernul cumva prin predoiu să stabilească prin ordonanță de urgență data alegerilor. Vom vedea dacă rămâne în picioare coaliția și pentru alegerile prezidențiale și dacă vor avea sau nu candidat unic în final. Cu aceste informații încheiem astăzi Politica Zilei. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegii mei. Să aveți o seară liniștită pe mâine.